Salut băie, sunt streamerul Marian și astăzi voi face un nou videoclip. Vom merge să luăm încă doi prieteni din cartierul Tudor Vladimirescu. Ei știu că noi vom veni acolo și să vedem ce iese. Salut băieți, am venit în Pecos Alimentar. Vom face cu 30 de bâini. Bine v-am găsit, sunt cu băieții mei aici din gașcă. Facem flotări și ne-am pregătit să mergem la pește. El este băiatul care are undița. Unde ești, mă? Care are undița, uite. El este băiatul cu undițele și a cumpărat acum ceva la 10 lei să prindă pește. Arată, frate, la cameră. Stai că nu știu pe unde am pus. Ia uite ce s-a cumpărat, și a cumpărat o știucă de asta. Și a luat o știucă să prindă pește. E broască de știucă. Broască de știucă. Sunt cu băieții mei și pornim la drum, băi băieți. Salut. Suntem pe drum să cumpărăm undițele de la Chirea de Acasă. Mi le dă pe 2 dolari. Haideți, fiecare puneți mâna pe ceva și luați-le. Am luat aceste scaune minunate. Să vedem, sunt 7 la număr, eu văd doar 4. Suntem 7. Și acum mergem către străduța frumoasă și plecăm la pește. Aceasta este strada Independenței, numărul 3, strada Soarelui. După o serie minunată la această casă, se pare că am ajuns și am pus toate lucrurile în portbagaj și vom pleca către pește. Mergem acum la Budeasa să rupem capul barajul la pește. All summer just to try and earn a dollar. Every time I call my baby to try to get a date, my boss says no dice, son, you gotta work late. Sometimes I wonder what I'm gonna do, cause there ain't no cure for the summertime blues. Well, my mom and papa told me, son, you gotta make some money. If you wanna use a car to go riding next Sunday. Well, I didn't go to work, told the boss I was sick. Now you can't use a car cause you didn't work a lick. Sometimes I wonder what I'm gonna do, cause there ain't no cure for the summer. Am ajuns aici pe baraj la Budeasa. O privi
priveliște foarte frumoasă. Avem un câine, un domn, o mașină cu full cu 5 oameni, 3 în spate, 7 în față. Și cam aceasta este Budeasa. Ne aruncăm? Ce ziceți? Sărim aici? Și la pește cu băieții grei. Bine v-am găsit, suntem aici la pește cu băieții. Hai să vedem ce se întâmplă. Să vedem cum începe. El este domnul tehnician cu scaunul drept. Eu sunt domnul tehnician cu scaunul stâng. El este lui, iar el este Kina. Uite cu Eric, sunt pătar. Kina. Da, păi stai un pic, bă, nu mai am scaun cu aia. Ia uite cum este. Iar mă pe la mic. Mare, ia uite cum este. Bă, sigur, bă. Să-mi dai țigara, bravo. Păi și-a luat geaca? Bă! Gândiți asta, este așa cu ei. E că a luptat cu aia, are și ăla. Păi tu o să dai cu ea. Eu o să dau cu ea? Da. Și să arunc așa, nu? Bă, ai dau cu ori. Și undița cu aia când dai. Dimă, să arunci. Bă, frate, ascultă-mă, dai drumul la aia, o blochezi, dai drumul și după aia când arunci, dai așa, puf. Da. Și arunci, nu? Da. Dar dai drumul și aluniță când arunci. Nu, cu aia. Dimă, după aia. Bă, pești la uriul vreau, că poate prin ceva mai bun. Ăsta e al meu, da? Da. Dar la ce dăm? La știu că de asta mare? Da. Aolo, mi-a intrat în deget, dă-te așa! Băi! Mamă, bine v-am găsit, iară. Eu sunt streamerul Marian, iar ea este echipa mea. Suntem aici pentru a filma o zonă caritabilă din munți. Acest lac, acum 7 ani, a avut o groază de pește, acum nu mai are, pentru că tot românul din Pitești l-a pescuit să-l mănânce. Vreau să vă arăt acum cum se mulinează. Ce pula mulinezi? Ce pula mea mulinezi? Ia uite, mă, mulinează, mă, că ai prins peștele. Invers, mă. Așa, așa. Bă, nu mai da așa. Invers? Kira. Să nu se înfălăcească. De aici dau, nu? Așa. Gata cu aia, cu mulinezeu. Uitați-vă cum prind peștele, deja pe pământ l-am tras din apă. Bă, ce se întâmplă, mă? Bă, ce se întâmplă, mă, ce a făcut? Ce s-a întâmplat că nu merge, domnule? Nu, drum, nu mai da de acosticăm, că e undița băiatului, vă rog frumos. 1-0 pentru undiță. Bă, mi s-a agățat piciorul. Stai, mă. Și tovarășul meu aruncă peștele în apă. Ua! Primul pește a venit și a sosit. Bine v-am găsit. A dat 23 de metri. A dat 23 de metri. Uitați până unde a dat-o cu aia. A dat-o aici pe mal. Uitați-vă la el cu aia. Uite unde e acolo. Unde, bă, uite-o pe mal cu alea cu aia. Unde e, nebune, uite-te după grută. Ia uite unde e. Uite-o la încolo. Doamne, coi! Acolo nu prindem nic, practic, știți, nu? Când avem senzor, n-avem nici să vedem cum vine. Până-l tragi, până-l tragi tu pe ăla, îți fuge și peștele și mama peștele. Mulinează înapoi că prind știu că coaie. Așa. Asta trebuie să tragi, să mulinezi continuu, știi?
Da, ia uite ce mulinează băiatul, dă-i tata, dă-i! Emi în acțiune, ia să vedem ce iese din apă, să vedem ce iese din apă. Iese știuca, aprinși știuca, aprinși peștele, uitați-vă că iese, hai să fim atenți. Focalizăm, focalizăm. Unde e pește? A ieșit peștele din apă, uite-l! Mamă câta peștele a prins coaie, mamă. La ăia mai mari, dar prins greu aici de aia. Dar și când prind mănânci? Da, mă, sunt prins. Degeaba stai 10 ani să prinzi un pește. În 10 ani s-ar putea să mori greu. Ne lipsește grătarul, bă, frate, dar cred că punem peștele ăsta pe jos și îl frecăm cu mentă. Cred că luăm niște foaie de acolo și dăm foc să ardă. Am luat gumă, o dăm să mănânc gumă că îmi ține de foame 3 ani. Dai pe pește și ai aromă de pește după gură. Coaie, am prins pește, să moară familia. Să mor, tu ai prins pește? A, n-a prins, bă, nimic. Experiență. Experiență. Bă, Mario, îmi va fi? Deci cum vezi aia, bă, frate? Sistemul de frânare. În spate, nu mai are lichidă. Hai, mă, că te văd. Deci, ia să dau. Hai, mă, cum? Mi-ați dat cum, Giuliu, te dă cum. Da, mă, rău. Așa. Că pui dau din lichidă. Bă, lasă-mă pe mine. Lasă-mi să dau eu, lasă-mi să dau. Și dau așa. Pe păi, dar nu vezi cât de ușor a aruncat? Cu finețe. Mamă, David, la viteza asta. Ai pus așa? Bă, dă-te aici cu te, sunt în mură. Dă-te aici. Hai, bă, am curat asta. Să aruncă, frate. Da, mă, nu-i George, ai dat drumul la filmare? Da, de 2 minute. Uitați-vă cum arunc mulineta! Uitați-vă cum dau! Da, să ții de undiță, da? Da. Bun, 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 e bine. Acum pune piedica înapoi, fiete. Da, frate, pui dau așa. Și acum dau așa. Și că să ții de undiță. Când ajunge aici la mal. Când ajunge aici la mal. O trași și tu mai repede să nu s-a găsit în bălări. Dă-te așa să nu sună în cap. Dă-i, Doamne, să prind un pește! Dă-i, Doamne, să-i prind un pește! Dă-i, Doamne, să prind un pește! Dacă ai luat peștele... Uite, oh! Mare, și mai trage de acolo. Haide, frate, împreună cu tovarășul meu facem această filmare cea mai tare. Poți să mulinezi repede când ajunge aici, să nu se agați. Poți să muți mânerul pe dreapta? A aruncat-o atât de departe încât s-a căcat pe el. Mâncați, Alinei! A luat foc! Să fiți tot timpul. Ca să nu mea e la tine, mă. Hai! Părând, părând, George, da? Părând, oricum nu mai dau, mi-a ajuns. A, te zic cu păză gata, a? E mișto ăla pe de coaie. Hai să facem niște flotări. Ia să vedem. Flotări într-un picior, ia! Una! 2. Aoleo, 3. Ce acum poți tu? Da, tu unde crezi, bă, la ce sport olimpic de aruncare a mingii? Vreau să mă pregătesc pentru peștele care o să-l prind. Aruncă ăsta nici că... Dă-o să dau și cu ăsta. Deci dau și cu ăsta. Ia stai, Mario, să o trage, să vedem care aruncă mai departe. Le agățați, Mario, nu da peste. Nu dau acum, frate. Pe uite... Ai obosit, bă, cu mărul meu. Vedeți așa voi, vedeți așa voi. Ce e aia coaie? Ia uite aici, mâncați-ai și pula ta. Bă, nu dăm acum coaie, că-i dată peste mine, bă.
Cuiești unde a aterizat? Am auzit că s-au... Stai, bă, că s-au încurcat, e mic. Nu s-au încurcat, mă, băi. Bravo, mă, băi. Cine așa, bravo. Și aici? Bă, am prins? Nu, e mai... La chiar mai ajuns? Da. Bă, să nu mai lași așa. Da, mă, aici urmă, bine, că e la pește. Ia stai, mă, să prind. Hai, uite. Unde ai dat-o? Ai prins barca? Dar ești că nu mai ai mult. Rogați, mă, căci. Hai, David, fă și mie unde ți-ai. Păi, asta e, vină-o pe aia. Nu te-ai pus. Uite-mă cu alea, bă! Mă, o să dau de cu alea. Ia, Chira. David, mai un cu? Voi îți amesc că te-a găsat de tricou. De lan. Și unde o dau pe asta? Acolo în partea lor, te la bazin. Ia, da, timo să dai. Nu-i ai grijă să nu mă agăți cu asta. Păi, de ăsta Mario, uite pește. L-am prins. Mario! Mario l-am prins. A prins lui pește de înaintea ta. Dar avem unul, nu contează. Ai pierdut vlogul. Bă, dar ai mor deja sau ce? Da. Uite peștele! Nu cred! Bă, stai ușor! Bă, trage un pic mai smerțit, dar nu știu. Bă, nu-i bine. Nu-i bine. Mariu, ce ai zis că a prins? Pula ce-a prins. Mario, asta dă în stânga, se uce în dreapta. Bă, dar Mario, ce vezi să văd că aia cu satul pe stânga? Da, bă. La pește ca, știi cum, ca boschetare aia la bal. Când vin la pește, băgați doar așa. Aveți bă și voi râne? Nu, avem vier. Ce
o aruncare grea. Bă, uite pune unde a dat, băi! Ăla zice de câte ori aruncă, uite pune unde a dat. Pe atât e bucuria la el, nu peștele. Aruncarea. E frumos, bă, la pește, mă relaxez. Sunt sigur. Eu încă mă întreb, să mai gândesc eu. Stai să fiu. Uite, te cu pește. Te cu pește. Emi, n-ai cum acolo. Aici? Nu. Se agață la tufăriș. Da, nu merge. După aici. Acolo ați putea să vă duceți voi, David. Unde? La copație. Oi de pui. Nu mai mă. Mare voi peștele ăsta de mine, de-a frate. Ce? Era Ian Țărnovul, doar. Era nu crezi că este doar, se uită. Nu e bă nimic în afară, dar nu mă dată, mă. Ajutor că nu e nimeni. Hai că mi-are skill-uri de pescuit. Prins Mario? Bă, pe care vă prinde Mario, vă faceți pești. Ia dați-vă să arunc și-o, dă-te mie, nu mai aruncă, frate, să aruncă. Mă, mi-e frică. Nu, stai, bă, nu, stai. Uite-vă peștele prins de Luis. Dă-te chelea din cadru. Haide-te. Te-ai mânzat acolo? Mario! A, da, și ăsta n-a mai putut. Da, mi-e ca Mario. Bă, voi sunteți pe scara adevărați, bă. Ia te-n că aș zic și înaintea ta la Mario. Aș zic înaintea ta, Mario. Ală, Mario, nu-i bună, știi că... Aș ziceam înaintea ta, de-a fapt, bă, concurs. Lasă că e măslină, ține-o. Concurs. Uite, coaie, ce... Mă prins... De acum merg cu viață. Da, uite-l, bă, uite-l! Mă, a prins bestia! A prins bestia, bă, săriți! Bine v-am găsit, eu sunt Mario și aceștia sunt prietenii mei din copilărie. Salutare! Salutare! Să trăiți! Am venit aici la pește să facem o caterincă între noi, dar nu ne-a ieșit nimic, pentru că de primară și-a adus o broască prutitoare și n-am prins decât o știucă moartă. Și vreau să vă povestesc cum am fost cu tovarășul meu, George, la curve. Și ce credeți? Am luat 20 de milioane la aparate și am fost cu el la curve, i-am plătit curva, a stat 2 ore. Curs. Eu am luat o oră, că nu pot să duc mai mult, că am schizofrenie din copilărie. Dar ce să mai fac? Ce să mai fac, frate, că eu am stat o oră, am plătit o oră, să vă spun și vouă, și am stat decât 57 de minute. Nu puteam să...
nu putem cu aia să-i zi la curvă, dă-te fără morții tăi, mai lasă-mă 3 minute sau îmi dai bonul. Că nu poți să-i zici, păi, faci de dezlegare de pește sau o sugi în gură, că dacă vorbești urât pe YouTube, îți dă ăștia Facebook. În fine, după ce a trecut toată asta, bun, trece o lună de zile, tovarășul meu, ce credeți? Iar ia 7 milioane la aparate și se duce la curve. Să duce el frumos la curve, dar nu-mi dă și mie un telefon. Auzi, Mario, vrei să mergi și tu cu mine în pula mea? Că te-am dus și eu la curve, mi-ai plătit și mie 6 milioane să stau și eu 2 ore, că eram virgin. Eu nu mai știam ce să-i mai zic, ce să-i mai fac, frate, pentru că e tovarășul meu, l-am iertat, a trecut toate ca toate. Iară, după vreo 3 luni mă întâlnesc cu George, după ce am copilărit împreună și ăstea, și îmi spune, bă, mi-am luat BMW. Dar ce BMW? Seria 3, 2019. Bă, de unde ai avut, mă, tu banii ăștia? Păi să vezi că am găsit o babă, că m-am întâlnit cu ea, că am futut-o, mi-a dat 100 de mii. Cum ți-a dat, mă, baba aia 100 de mii? Păi am dat limbi în cur când era pe căcat și a zis că e fata mea și m-a crescut de copil de când era mic. Oricum, tovarășul meu cel mai bun nu este George, acesta, dar este tovarășul meu și el din copilărie. Ce să vă mai zic? Cam asta este povestea lacului mort. Băga mea. Să-i dai tu stop. Ăștia sunt subscriberii mei. Dați-mi follow pe Instagram și pe YouTube, că aceștia sunt subscriberii mei. Uitați-vă la ei cum colcă aici, vreo 200 sunt. Nici pe ăștia nu i-am pe YouTube, să moară viața mea. Dați-ne un interviu, ia, turează mașina. Wow! Dă-i, dă-i! Furie! Ce-ai făcut, mă? Mai dă-i, mă! Mama, ai Toba spartă, vreau cum atât. Are Toba spartă, dai sau deși. Nu mai, nu mai e catalizatorul, dai sau deși. Asta îi țirau, luată-l. Nu
și cred că are 12 ani făcute în gură. Mergea, du-te în pula mea. Nu trebuie să scap niciunul. În viața asta. Ai prins o hapă. Orice pizde de binevenită. Ok. Ia, urează mașina. Wow, nu te boxezi.